Денис, а с чьей дор де мини? Ну. Адриан, а с чьей дор де мини? Ну. Да вовы! Am înțeles că și astăzi e Sfântul Emilian, dar câți sfinți mai sunt? E unul suficient! Dacă e adevărat, felicitări tuturor emilianilor și emiliencelor cu această zi frumoasă, adică ziua plecării mele în sfârșit în vacanță după o perioadă de cam aproape 7 luni, când eu practic ieșeam în fiecare lună, am impresia că prima dată mă duc peste hotare, prima dată să ating avion, am să zbor. O, vi s-a întâmplat vreodată ceea ce mi s-a întâmplat? Iată mie, acum când sunt la aeroport. Eu m-am pornit în Istanbul, m-am pornit și la mare, bineînțeles. Mi-am luat tot în afară de chiloții de plajă. Cum? Alo, Beha. Trebuie să recunosc că am niște emoții de parcă zbor prima dată cu avionul. Prima dată sunt în aeroportul ăsta drag, pe care nu l-am văzut mai mult de jumătate de an. E șoc, pentru că e foarte puțină lume aici, toți stau. Opa! Gata! Nu mai fac și o postare de la aeroportul de aici, deja din Istanbul. Rămâneți cu bine, v-am pupat. Noi decolăm, nu aterizăm. Prima țigară în Istanbul. Mama, o, nu te uita. Nu vă uitați, eu nu sunt. Eu nu fumez. Caifoa! Am ajuns, acum facem transferul spre hotel. Păi dacă suntem VIP, să fim până la urmă, că virusii ăștia nu trebuie să ne depășească, să ne doboare, să ne savureze. Istanbul, Ghini, te-am găsit sănătos, voios. Mai plăneau jos de la sida, abirați, eu vă sămânia, avem șeșul, bă, nicu' toată, ne cunoscovați, de Istanbul, Lilioc. Pătușica, mulțumim, ajută văbșia oamenii, ajută băsc, ne organizat, aici, atât mașina asta. Știu și eu câteva cuvinte în limba turcă. Senisevior-un, uzuza mângherne de senisevior, ibnă, anână, dar este în... nu știu și... Gata, Adrian s-a îndrăgostit, el rămâne aici în Istanbul. Da. Adrian, cum te simți normal la această emisiune? Normal. Bine, bine. Poți dai masca jos. Noi suntem, cineva mă întreabă în care zonă sunt. Eu nu știu, eu sunt în Istanbul, găsește-mă. Punct de atracție ca să vii în Istanbul, ce este? Neapărat trebuie să consum cât mai multe plante. Iarbă. Iar, da, vai. Nu, mai întâi rahat locum. Se că, bă, până la smochin mă doare. Deci, suntem în zona europeană la Nishantashi. Mă ating și. E că noi în zona asta suntem. Am dat comandă de cât kilo de carne? Adrian! Cât carne de care? Așa, multă masă. Suntem la Majestic. Majestic. Nu, palibomă. Noi nu știm și asta, dar noi o să gustăm. Paturski. Natasha! Да вы спрашиваете в себе, что я сделаю? Сосу из турецкого пая и слушаю Айлиеш. Унди Илиеш, сиди дома. Iată, noi suntem în zona Osman Bey. Dar nu știu și Sibiu că nu a turnat încă nimeni. Iată încolo. Istanbulul de noapte. Și Adrian în noapte. Deci nou cu Adrian, mi-a mers în seara asta, am găsit două turcoaici, frumoase foc, nu? Stickers your dream. Bukim ya. Bukim evet. Ben sana bir zaman deci Moldova. Moldova? Țara mitică, small country. What is your name? My name is Marve. Cine? Marve. Maria. Marve. My name is Melissa. Melissa? My name is... My name is Dida. Dida. Dida, Melissa. This is Adriano Celentano, Moldavian Adriano. Go to the Jordan sărmăcântă. Anlamıyoruz ama biz. Bize yardımcı olur musunuz? Nu, 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 nu,
Da, mai avem pe cineva. What is your name? Sude. Sude? Da. La Sud ești. Tu nu râdi, tu nu înțelegi limba română, blea, ce râzi? De unde e jinul ăsta? De unde? Tomai, dar din Moldova sau din... Moldova. Moldova, e bun, dar la Cahul, la Bindier, de unde? Da, la tu. Noi ne-am legat de capul la fetele astea, deci nu știu unde ne duc. Bem, Adrian, și bem, gin? Gin, dar nu știu. Tomai, stai să gustăm. Давай. Аж кардамон. Ай, ну ма. Окей. Я не знаю, как ты его сбой, где еще я мангат. Și el nu și-a putea fugi tot cu sclăi și am trebuit să vină poliția și-l amendează, n-a reușit să plătim. Am plâns de urma lui și am spus, ba da prost și de sufletul lui și celor răposați. Eu, pur și simplu, am crezut că beau un cacoita jin din Turcia cu denumire Tomai. Zic, măi, așa se cheamă, dar de fapt Tomai este sap din Republica Moldova, de la Lova. Iată așa, suntem la o biserică catolică. Super frumos, da. Pentru că drugii mei, simleam cât mai mult Insta story, e închis. Voi... Astăzi o dăm pe lux și opulență. Așa, un local super mega fain aici. O zonă, de fapt. Da. Tare, interesant. Mulțumim. Și fac fietile... Sasaiu papaiu. Papaiu. Ua pasanajei, bend or dum, bend gomeri. Înțelegei? Ma, pentru bani nu mănâncă inelul ăsta. Îl închide așa. Vecislav Sambiș, Instastory-ul ăsta este special pentru tine. Tot timp tu uiți la ăsta care faci mâncare și se uită numai în cadru. Cum îl cheamă? Burac. Dacă e bucătar, știi, Burac. L-a dus, parcă eu le-a da. Așa, și noi împreună cu Adrian să avem minte în Istanbul, ne-au recomandat turcoișile de la Lova să mâncăm creier de oaia. Și am mușcat să facă fuuu! Și iată așa, Emilian este capricios. Sincer, eu m-am mirosit așa. El este capricios la ciorba asta de picior. Asta cum se numește? Tu să vezi și de gine asta două. Ciorba de creier asta, ciorba de creier. Deci, am închis toate localurile din Istanbul și am decis cu fiedele, Razva și cu Adrian. Nu cu fiedele. Stai, eu am zis Razva și Adrian. Să continuăm cu un Apriu Rewind, pentru că mi-ești drag. Dimineața, bună dimineața, s-a trezit dulceața și la prop și sfârcul s-a văzut un gram dracului de sfârc. Da, am crezut că am să dorm mai mult, am crezut că să mă doar cap, că să mă doar în ovar, dar totul e perfect. Nou-nouț, poftim, uitați, și cineva ce ceva seară o consumat, alcool, a priori? Numai nu eu. Valeri's food. Da, tu poți să faci așa piciană cu smochinie și ceai turșesc. Dimineața s-a trezit dulceața. Da, dulceața acțiunii? Da, dulceața... Ina, stai, Felix. Gyunaydın, tatlı yandı. Huyandı. Huyandı. Nu! Asta e limba turcă, nu limba rusă. Asta e neața, s-a trezit dulceața. Iată, am ajuns și ne ducem cu corabia să vedem partea asiatică și partea non-asiatică, europeană. Apa, bleate, în sfârșit. Eu credem că anul ăsta nu o să o mai văd, nu o să o mai simt.
Опа. А, п, и сфаршит. Опа, оп, я. А, ой, кам расшоры, да? Вау, ши дигени. Deci, trandașirul ăsta pe gât l-a băgat, dar nu mai puteți scăpa de trandașirul, măsii de trandașir. Cadou, cadou. Când cineva vă dă trandafir, ăsta nu e cadou, trebuie să-l plătești. Eu ador limba ei română. Ce ai făcut acum? M-am spărlit. Te-ai spărlit? Da. Voi cum crezi? Ce-a făcut el? S-a spărlit. Hai să vă gândiți. Să vă gândiți. Hai că vă zic, s-a spăriet. S-a spărlit. Lilu, întoarce-te. Uite, ți-am găsit copia. Pentru mine tare seamănă cu tine, fix Lilu Ojovan, numai că varianta turcoaică. Un cuvânt în limba română. Cum? Ești nebună. La vapoare, nu o să-ți vapoarele, dar o să-ți vapulile. Creveții ăștia sunt pur și simplu geniali. Ai, blea! Vreau să vă arăt, dar m-am mușcat farfuria că e foarte fierbinte, e făcut cu unt, nu știu cu ce, dar pur și simplu superbi. Care mari. Pentru că nouă tare ne-au plăcut creveții, am mai dat comandă de o porție, dar am dat comandă și de o porție de pâine, ca să muiem aici. Ce-i de muiet, nu? Aia, ca așa, res, e dva. Nu știu ce e aici, dar genial.